Echipa de handbal masculin HC Adrian Petrea a revenit la Reșița. După o săptămână de antrenamente intense la arieșeni, jucătorii lui Petrea au desfășurat în această dimineață primul antrenament în sală. 18 jucători au avut la dispoziție Petrea și antrenorul cu portarii, Ionescu, pentru primul antrenament cu mingea. În proporție de 90%, lotul este pregătit pentru meciurile amicale. În zilele următoare va intra în polivalentă și antrenorul secund, Eremia Pârâianu. Acesta lipsește în momentul de față din motive personale. Într-adevăr, din punctul de vedere a fost un antrenament reușit, sunt mulțumit de aportul jucătorilor, s-au angrenat la efort, a fost un antrenament cu o încărcătură destul de mare. În acest antrenament am îmbinat lucru fizic am încercat să facem și parte de distracție ca să ne deconectăm puțin de la antrenamente. Locația în care am stat a avut aceste lucruri care putem să îmbinăm aceste lucruri. Încă o dată, din punctul meu de vedere, a fost un antrenament reușit. Eremia Pârâianu va ajunge de săptămâna viitoare, de luni va fi prezent. Șota Tezvaț, sper ca săptămâna viitoare să ajungă și el la antrenament. Permisul de ședere i s-a emis, i-am trimis permisul de ședere și va fi și el prezent de săptămâna viitoare la antrenamente. După pregătirea centralizată de la arieșeni, pentru jucătorii lui Petrea urmează meciurile amicale. Primul dintre ele va avea loc la începutul săptămânii viitoare, mai exact marți, de la ora 11, în sala polivalentă din Reșița, în compania formației Dinamo București.